bun găsit tuturor! Blocul politic Unirea vine cu o invitație la dialog către PLDM, PAS, PPDA și PUN pentru a realiza o strategie de mobilizare a cetățenilor la vot și pentru a identifica un candidat comun la alegerile prezidențiale din toamnă. Membrii blocului își doresc ca Igor Dodon, care nu a anunțat încă oficial că va candida, să fie învins încă din primul tur. Venim cu această inițiativă, prima în politica din Republica Moldova, și anume de a avea un dialog permanent dintre partidele unioniste și partidele pro-europene, în așa fel încât să fim mai bine pregătiți pentru toate alegerile care le vom avea în față de acum încolo. Fie că este vorba despre alegeri prezidențiale, parlamentare, locale și așa mai departe. De ce? Pentru că doar împreună, unioniștii și pro-europenii, putem asigura acel val pro-european și unionist și democratic din societate, care să asigure direcția corectă de dezvoltare a Republicii Moldova, și anume direcția vest. Noi ne vom adresa partidelor cu asemenea orientare pro-europeană și unionistă, bilateral, inițial, deci noi vom discuta cu fiecare în parte dintre ei, după care sperăm să-i adunăm pe toți, să ne adunăm cu toții la o masă a dialogului și să putem construi o strategie corectă atât pentru alegerile prezidențiale, în așa fel încât Dodon să fie bătut, de exemplu, din turul întâi, sau să avem o strategie comună, cel puțin pentru turul al doilea. Creat acum aproape o lună, blocul Unirea este format din 5 partide, PL, PNL, USB, Partidul Popular Românesc și Partidul Democrație Acasă. Cei din PUN au refuzat categoric invitația, în timp ce PLDM nu a mai venit cu un răspuns. Atunci, cei din mișcare spuneau că se vor gândi la cine ar putea fi cel mai bun candidat, deși Dorin Chetoacă, care candidează și în circumscripția Hâncești, a anunțat cu diferite ocazii că își va înainta candidatura.